Cum calificați decizia președintelui Dodon de a respinge candidatura dumneavoastră? Eu cred că domnul Dodon a încercat să ne arate puțin mușchii, ca să nu zică lumea că este un președinte de decor. Îmi pare foarte rău că s-a creat o astfel de situație, dar sunt convinsă că aportul meu la acest minister, care este unul destul de complicat și împovărat de multe probleme, este necesar, fiindcă este nevoie ca de aer de reforme profunde în toate domeniile de care ține acest minister. Știți că doamna Svetlana Cebătar, fostă ministru, a făcut foarte multe lucruri importante la minister, așa cum a spus domnul prim-ministru. Aceste lucruri vor continua, dar eu voi aduce o nouă viziune managerială asupra necesității modernizării sistemului de sănătate, precum și a gestiunii mult mai eficiente în ceea ce ține domeniul de protecție socială și a muncii. Cred că nu sunt nici primul și nici ultimul ministru care preia un minister fără a activa în domeniu. Există experiențe destul de multe în Europa când un manager este adus în fruntea unui minister și dacă veți face o analiză, veți vedea că aceste exemple sunt cu rezultate destul de eficiente. Mai mult ca atât, în minister sunt convinsă că sunt specialiști și mulți experți pe fiecare domeniu în parte, care știu foarte bine ce se întâmplă la minister și ce trebuie de făcut. Cu ei voi lucra, dar voi aduce, v-am zis, o nouă viziune managerială asupra cum trebuie rezolvate problemele și cum trebuie de cheltuit mai eficient bugetul public. Doamna Radu, cine v-a propus această funcție? Pentru că anterior ați spus că nu veți accepta o funcție de ministru. Da, mi-a propus această funcție domnul Pavel Filip, prim-ministru. Dumnealui m-a chemat la el și mi-a explicat viziunea sa asupra cum și-ar dori el să fie noul ministru, că trebuie să fie o persoană din afara ministerului, o persoană manager, fiindcă toate persoanele în fruntea ministerului de până acum au fost specialiști și, din păcate, nu au reușit ceea ce își propune dumnealui să aibă modificări și modernizări mai rapide în domeniile care țin de ministerul. Între timp, ați discutat cu domnul Vlad Plahotniuc? Am fost, așa cum v-am zis, domnul prim-ministru m-a chemat la el, apoi a doua zi am fost împreună cu domnul Pavel Filip la partid și am vorbit și cu domnul Vlad Plahotniuc și cu ceilalți reprezentanți ai partidului și erau prezenți și unii membri ai guvernului care fac parte din partid. Am discutat cu ei, domnul Pavel Filip mi-a explicat că și-ar dori ca ministerul, v-am zis, să fie preluat de o persoană din afara sistemului și că dumnealui îmi oferă libertatea și sprijinul necesar pentru reformele care urmează a fi implementate. Dar cum se face că ați acceptat asta? V-am zis că și anterior v-am zis că nu îmi doream să intru în guvern, dar dumnealui m-a rugat și m-a convins mai mult faptul că dumnealui îmi oferă libertatea decizională, precum și faptul că îmi pot face o viziune a mea personală care aș putea să promovez cu sprijinul dumnealui. Mai mult ca atât, eu trăiesc în Republica Moldova și mie îmi pasă de sănătatea oamenilor, îmi pasă de viața lor, îmi pasă de sănătatea țării în care trăiesc și sunt sigură că munca care va fi depusă de mine la acest minister va aduce lucruri bune pentru cetățenii Republicii Moldova și nu, de ce nu, pentru familia mea care trăiește aici. De altfel ați fost acuzată că nu ați ști să faceți diferența dintre paracetamol și aspirină. Da, acest lucru a fost declarat de către domnul Dodon și vreau să vă zic că atunci când o să-l doară capul pe domnul Dodon sau va avea temperatură, eu îl voi explica dacă să folosească aspirină sau paracetamol. De ce să folosească cele din urmă? Păi m-am zis, aspirina este analgetic pentru dureri de cap și paracetamol pentru temperatură.